Bun găsit, domnilor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre Festivalul Media și Cetate Seculară, care a ajuns la cea de 37-a ediție. Stăm de vorbă cu doamna Adela Diac, președintele Asociației Media și Cetate Seculară și organizator al acestui festival. Bine v-am regăsit, ne-ați revenit alături de noi cu acest festival, cea de 37-a ediție. Ce se întâmplă anul acesta? Anul acesta, festivalul organizat pe data de 9 și 10 decembrie, vom începe pe data de 9 la ora 17 cu concursul în care avem înscriși și selectați 11 concurenți, o durată de aproximativ 2 ore, 2 ore jumate, după care în jurul orei 19:30 vor începe recitalurile din prima seară, Ovidiu Mihailescu și Adrian Besna. Urmează în ziua de 10, la ora 18, gala laureaților, după care vor fi 4 recitaluri. Diana Porca este câștigătoarea din anul 2019, urmată de Cezar Popescu, Ocru și Mircea Rusu. Care va lansa și o carte cu această ocazie, da. Premii importante? 5 premii importante, da. Premiul 1, 2, 3, premiul special al juriului și premiul de popularitate al publicului spectator. Cine va juriza concursul anul acesta? Președintele juriului va fi Virgil Suciu, cunoscut medieșenilor. Va fi membrii juriului Ovidiu Mihailescu și Claudiu Șiman. V-a fost greu pentru a organiza concursul? Ați avut susținere? Ați găsit sponsori? Cu susținerea primăriei Mediaș, ca în fiecare an, susținerea importantă a primăriei Mediaș, fără de care acest festival nu se poate realiza și pentru care mulțumim mult. Și sponsorii noștri de ani de zile, Sindicatul Transport Gaz, Confetăria Raema și sponsorul Jolie, care ne susțin de la prima ediție pe care am organizat-o noi în anul 2010. Mai sunt și alți sponsori care au apărut anul acesta. Susținători și tuturor le mulțumim. Vă dorim succes, le spunem încă o dată medeșenilor, începând cu ora 17, vineri seara. Începând cu ora 17 de vineri seara, vă așteptăm cu mare drag la sala Traube. Intrarea este liberă.